Minutul 90. Și? Și. Minutul 90. La fel ca la meciul cu Arad. Bine, din punct de vedere al atitudinii și prezenței în joc, prea multe nu am să le reproșez. Păcat că nu știm să gestionăm ultimile momente sau ultimile faze, că așa a fost și la Arad, cu Arad aici și acum. Și mă surprinde că chiar jucătorii care au experiență fac greșeli, dar pentru asta nu înseamnă că îi cer, cum ziceau, cum mă întrebau la interviu, la flash. Păi normal că am pierdut două puncte, am fost aproape cu Aradu, aveam acum 4 puncte în plus, care de aia avem nevoie de puncte în situația așa, și a fost un joc bun. Și ca atitudine, am avut două ocazii în primele 5 minute, deci ne-au ieșit din careul lor. După aia, s-au legat mai multe și problema care a avut o răuță, Espinoza n-a putut să țină mai mult, s-a cerut să fie schimbat la pauză, am zis să mai rămână, bine că a rămas pentru că a dat o pasă foarte bună la Dejan. Amândoi sunt jucători care se simt foarte bine și care pe fază defensivă sunt mult mai buni decât Matei și Filip. Îmi pare rău pentru că am avut situații să dăm și al doilea gol. Sigur, și adversarul a avut o singură centrală când a trecut mingea prin fața porții, dar eu cred că am fost mult mai prezență în fața porții adversarului. Păcat că mai era un singur minut și îmi pare rău că totuși sunt jucători cu experiență și ar trebui să vorbească mai mult ca să evităm. Au muncit și n-ai și păcat că pierdem și cu echipe bune am pierdut și cu UTA și cu Rapid, dar mie îmi dă speranță și pentru viitor. Îi felicit pentru atitudinea care au avut-o, contează foarte mult și ați văzut la sfârșit că au fost aplaudați de suporte și asta e un lucru pozitiv. Vă spun că ei fac sacrificii foarte mari, nu-i numai vina lor de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă aici la Dinamo. Pregătirea au făcut-o cum au făcut-o sau nu au făcut-o deloc, probleme cu transferuri, fără teste fizice, Club Med, grăsuți, frumoși și a trebuit să facă acum eforturi ca să... Eu știu, să ajungă, să intre în greutatea optimă, să încercăm la fiecare antrenament să mai acumulăm din punct de vedere fizic. Nici nu pot să exagerez pentru că vedeți că jucăm meciuri și meciuri grele și pe teren greu. Mi-a spus cineva acum că în 21 de zile s-au jucat 11 meci pe apă. Contează asta, că noi jucăm acasă și trebuie să ai un teren bun. Nu dau vina, nu ca o scuză, dar vă spun că perioada asta au fost lucruri care n-ar trebui să se întâmple la un club cum e Dinamo. Nu acuz pe nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar vreau să vă spun că și jucătorii au scuza lor. A fost un derby, s-a simțit că sunt derby, așa fără... Nu a fost fără suport, dar au încercat. Cei care au venit au încercat. A fost o atmosferă frumoasă, un meci frumos cu ocazii, cu situații de poartă, cu, eu știu, momente agresive, dar în sensul bun. Eu cred că a plăcut, dar puteau să fie mai multe goluri și de o parte și de cealaltă. Dar noi, eu cred că am avut mai multe ocazii decât cei de la Rapid și de aia spun că am fi meritat să câștigăm. Iar aceeași, acum vorbim de ghinion, nu-i de ghinion, dar și de șansă. Băia de la media și l-a tras, nu a mai dat un gol și ăla de nu știu când, ne-a dat două goluri în vincul. Acum ăsta, Carnat, a tras în vincul. Deci numai goluri de-astea extraordinare. La meciul Cuta, ăla era jumate obosit, i-a dat în spate, din spate, a ajuns pe teavă, că din spatele lui putea să iasă, Doamne iartă-mă, în corner sau să iasă la unul la noi. Sunt momente de asta, trebuie să ne luptăm și cu ghinionul. Dar ce vreau să punctez, atitudinea care au avut-o la meciul ăsta și contează, pentru că Rapid e o echipă bună. Cu care a dat gol după 11 ani. A făcut un meci bun. Dejan a jucat fundaș dreapta pentru că n-am avut soluție, dar a făcut o primă repriză bună și un meci bun.
schimbarea care am făcut-o pentru că n-am mai avut soluții la under. Măgureanu nu mai putea. Și Măgureanu a debutat și a avut o prezență foarte bună în joc. Care este situația lui Răuță? Acum, da, acum se simte mult mai bine. Păcat că v-am zis, eu... Păi cum să nu te speri? Am zis, bă, nu se poate. Deci nu, eu am întrebat, bă, l-a atins cineva, nu l-a atins nimic. Bă, Doamne Dumnezeu, iară se întâmplă. Cu Vrăbiori am fost în teren, cu Echenga am fost pe bancă. Acum și cu ăsta, ce Dumnezeu? Chiar așa, bă, mă gândeam și la clubul nostru, deci nu... Mă bucur, se simte bine, dar rămâne la spital. N-are COVID, a avut așa o amețeală, poate s-ar putea să aibă ceva probleme la inimă. Nu știu, mă dau și eu acum, doctor, dau și eu. Dar mi s-a spus că se simte bine. E o pierdere pentru noi, că ei au jucat foarte bine, el și Espino. Din punct de vedere fizic, au stat bine, au făcut pressing, apoi a trebuit să schimb tot mijlocul terenului și s-a văzut repriza a doua. Urmează meciul de cupă. Cu PCA, niște treizeci care au bătut astăzi voluntari. Da, am văzut meciul. A fost un meci extraordinar, au fost pe greșeli mari făcute de cei de la voluntari. Este un obiectiv normal, fiecare meci. Cei care au jucat azi nu o să joace, o să joace alții. O să mai și vină până marți, o să mai vină doi jucători. Un atacant o să vină sigur, un mijlocaș lateral o să vină, un fundaș central, fundaș dreapta, mijlocaș central. Pentru că vreau să profit de situația asta, am susținerea conducerii, mi-a zis că nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Trebuie să, pentru că poate și banca a făcut diferența în meciul de astăzi. Aveți timp să-i puneți la punct? Am, de-aia vă spun că cei care vin fac vizita medicală și fac testul fizic. Și în funcție de testul fizic stabilim și contractul. Deci toți care vin cu până în iarnă cu opțiune. Deci nu facem contract mai mult de 2-3 luni ca să-i vedem. Și au înțeles, uitați și Spinoza a înțeles, deci nu e problemă. Ai văzut pe săpunarul la final, era să sară la... Da, am văzut, Așa e Cristi, eu îl cunosc foarte bine, da. Nu, așa e și așa a rămas. Da, e un băiat extraordinar, are un fund bun. Da? Se mai enervează și el, cine știe ce s-a întâmplat acolo. Chiar n-am văzut, mie mi-era frică să nu se fi luat un jucător de la noi. Că atunci n-aș fi acceptat, da. E Rapid echipă de play-off, cum îi vedeți așa? Și ca joc, și ca, nu știu... Eu zic că da. Nu uitați că au pierdut multe meciuri când au avut avantaj 2-0. Și au fost egalați, două sau trei meciuri au fost așa, când au avut meciul mână ca și noi. Și au pierdut. Eu zic că da. Și au stabilitate financiară, conducere ambițioasă, jucătorii tineri cu calitate. A fost un meci greu din punctul ăsta de vedere. De aia zic că eu cred că jucătorii mei merită să-i felicit și să continuăm să lucrăm, să luăm puncte și să evităm să le pierdem așa de ușor. Tot în josul clasamentului. Asta e tot în josul clasamentului. Bine că nu pierde, că mai era și culmea la cornerul ăla să mai întâmple ceva. Dar așa a fost un meci pe care noi ar fi trebuit să-l câștigăm. Trebuie să gestionăm mult mai bine sfârșitul de joc. Că și la media, și a fost minutul 38-39 când a fost un meci echilibrat, n-a fost nicio diferență, dar uite, avem ghinionul că se trezesc ăștia, să tragă la poartă acum cu noi. Mulțumim. Ok, mersi. Seara bună.